Va domni. Numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci Mântuitor. Tu ești Cel ce existi din veșnicii, Tu ești Cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci Mântuitor, Tu ești Cel ce pe mare a umblat, Tu ești Cel ce din morți a înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești pe veci neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus, nimeni orice națiune se va pleca, întreg universul va declara, acum și în veci, gloria ta. Nimeni nu este ca El, slăvit să fie în numele Lui. Uitați ce spune Apostolul Pavel despre El, îmi place așa de mult și uitați-vă ce vorbește despre El. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcerea voii sale. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celui care face toate după sfatul voii slavei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, în El. Ce mare binecuvântare! Să-L avem pe El, să fim în El. Și datorită Lui, în această seară, să fim aici. Cred că merită să venim să ne închinăm și să-i mulțumim. Amin. where streams of grace flow deep and wide. All the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. Surrender my life. harul să fim împreună, de aceea vă invit să vă binecuvântați unul pe celălalt, întorcându-vă în dreapta, în stânga și spuneți un cuvânt de binecuvântare din partea Domnului pentru cei de lângă dumneavoastră. Doamne să binecuvânteze, gata, să binecuvânteze. Două cântări, da? Două cântări. Vă spunem tuturor un bun venit, îi salutăm și pe cei care sunt cu noi online, Domnul să-i binecuvânteze, ne bucurăm să fim împreună, salutăm pe cei care ne vizitează de la Portland, Dumnezeu să-i binecuvânteze, familia Moldovan, familia Ardeleanu, Domnul să-i binecuvânteze împreună cu copiilor, sunt împreună cu noi și toată biserica. Adina și Ghei Moroșan sunt aici și ei, Domnul să-i binecuvânteze, tot de la Portland, toată biserica. Fiți binecuvântați de Tatăl Ceresc. Mai e cineva care ne vizitează în această după masă, împreună cu noi? Ca să-i binecuvântăm în numele Domnului, toți de acasă. Domnul să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să fim la părtășie. Și acum și de dimineață am amintit, prin harul Domnului, 11 mai va fi Women's Day, surorile se adună la ora 12, vor fi împreună, Dumnezeu să le binecuvânteze. Fanfara mică începe pe 1 mai, așa că toți cei care sunt implicați sunt rugați ca să fie prezenți. Cei care vor să ajute familiile cu dezabilități din România să ia legătura cu fratele Traian Popa sau să scrie cec dacă doresc, în mod special pentru sărbătoarea de Paști. Fratele Traian a organizat ca să rezolve anumită cantitate de carne de miel în funcție de cât se va strânge ca să poată să fie plătită. Domnul să vă binecuvânteze pentru această lucrare. În continuare aș vrea ca să ne închinăm împreună cu fanfara care vă lauda pe Domnul cu o cântare. Apoi Dana Moldovan împreună cu Ema Mădălina, Domnul să le binecuvânteze, vor lua pe Domnul cu o cântare. Adriana Beck se va închina Domnului cu o cântare. Apoi fratele Răzvan Secrean va avea un mesaj pentru noi, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze. Familia Moldovan și familia Ardeleanu vor lăuda pe Domnul cu o cântare, fanfara. Și apoi împreună cu toată biserica ne închinăm Domnului și în cântare și cu darurile noastre de bunăvoie. Și apoi ascultăm cuvântul Domnului și fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne, e liniște. În prezența Ta, o Doamne, îmi dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. În prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne, e liniște. În prezența Ta, o Doamne, îmi dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te-am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al Tău. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te-am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al Tău. Doamne, fă-mă în prezența Ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta. Vreau de acum numai Ție și prezența Ta lui glorie să-i dau. Doamne, fă-mă în prezența Ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta. Vreau de acum numai Ție și prezența Ta de glorie să-i dau. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te-am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al Tău. Domnul meu, Domnul meu, mă-ncred în Tine. Doamne, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te-am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al Tău. Domnul meu, Domnul meu, mă-ncred în Tine. Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te-am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al Tău. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al Tău. Slava Domnului! Cântarea care vom cânta în seara aceasta spre slava Domnului se numește Zi de zi, clipită de clipită și a fost scrisă de o fată din, cred că, Danemarca sau Norvegia. Când tatăl ei a murit, ei se duceau în misiune, erau pe o barcă și a căzut tatăl ei în apă și a murit în fața ei. Când a ajuns acasă, a scris cântarea aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu cuvintele în ea și să ne ajute să ne încredem în El zi cu zi. Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sus, ca să-mi vin mereu orice ispită, fiind condus de al meu iubit Iisus, El ce-mi trece orice bun. Cere mai mult, sunt convins că Domnul știe totul, nu-i mă închid și mă supun. El ce-mi trece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce are mai mult. Domnul știe totul, nu-i mă închid și mă supun. Zi de zi, El însuși mă însoțește, pași-mi poartă în chip minunat, și astfel orice rău ce-asupra-mi al meu bine va fi preschimbat. E Iisus ce este atotputernic, mă păzește cu sfânt brațul Său, mă încred în cuvântul Său veșnic și-L urmez voios mereu. El Iisus ce este atotputernic, mă păzește cu sfânt brațul Său, mă încred în cuvântul Său veșnic și-L urmez voios mereu. În orice încercare să mă încred ferm în cuvântul Tău, ca să nu pierd dulcea mângâiere și-o primesc mereu la sânul Tău. Mă ajută ca orice ajung în țara mea. Slăvit să fie Dumnezeu! Până vom ajunge acolo sus, mai este timp, nu știm cât, dar în această zi avem această oportunitate to be here, to be together, to be in church. And that's the topic that I had on my heart for tonight, about corporate worship. In other words, coming to church. Why are we coming to church? The importance. And I'm not going to touch on all aspects of why it's important to come to church. I want to talk mostly about one that God put on my heart. So if you don't mind, please stand up and open your Bible together with me at Hebrews chapter 10, and I'm going to read verses 24 and 25. Hebrews 10, 24 and 25. And the Word of God says, verse 24. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Amen. You may be seated. So the reason I chose this passage is because it started in December. It started in December when, as we know, right before Christmas, all the celebration, everything that we need to do for home, church, work, it's kind of a busy season, right? And we were coming to church. My wife was already here for practice, and I was coming in the car with the kids, and my older daughter, Kate, made a remark, and then she asked me a question. Her remark was, why are there so many practices, so many things to do, and then everyone just comes to church and... Those were her words. Everybody comes to church and they're just tired. They don't have that joy anymore of being here after they put so much effort getting ready to be here. And her question was, why not just do church at home? Why not just do it at home? Why come all the way here? Why do all this and not just do it at home? And the implication is there, right? We teach our kids God is everywhere. You can worship God everywhere. God accepts you the way you are. God accepts your sacrifice, your worship, your prayer, your fasting, anywhere you do it, not only at church. So why not do it at home, right? And I'm sure all of you parents had to go at one point with your kids through this aspect, to this question, to answer to this question, right, for your kids. And then I kind of forgot about this until recently, about 2 weeks ago, I was training somebody at work, a new believer, somebody that came from a Catholic background, somebody as a young person addicted to vices, to drugs, and a completely transformed person, a new believer. And I was talking to him, encouraging him in the Word, and I asked him about, what's your home church? Where do you go to church? And he said, I don't have a church. Nobody took time with this new believer to teach him about the importance of being part of a church. And I asked him, where did you learn all this about God? Online, listening to messages. Listening to all kind of messages for different pastors, different preachers. But he still did not have a church, a place where he can go and be part of a body of Christ, serving God, learning what it means to be in fellowship with other people. And that's when this topic became, again, dear on my heart, because it is important to teach our own kids, and it's important to teach people that we encounter, people that we get in contact with, about the importance of going to church. And like I said, there are many reasons to go to church, right? We all know, like I read from verse 25 here, because God says so. We're supposed to go because God is telling us to go, right? The Scripture tells us we're supposed to go. But as a parent, you know, how well can you tell a child, just do it because I told you so, right? They need more. And even if this should be sufficient, God asked us to go to church, should be enough. But there are other reasons why to go to church and why it's important to go. In Acts 13:2, we can read that because it gives us the opportunity to serve God. Depends on which translation we read. It says worship God or minister to God, minister to the Lord. It gives us that opportunity to come together and do an act towards God, singing, praying, preaching, encouraging people. Another reason is because it makes a public statement on who we are, right? Another reason is because the primary church in Acts did it. We read in Acts 2, verse 42, that they devoted themselves to the apostle teaching and the fellowship and the breaking of bread and the prayers. It was what the primary church did. But the reason that I had on my heart to preach tonight about is because it gives us the opportunity to encourage one another. And that's what this verse that I just read. Growing up, there was a lot of focus. I heard this many times. Să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei, right? That's the Romanian translation. But there's so much more to this verse, right? In verse 25 says, not neglecting to meet together as is the habit of some, but there's something that follows that statement, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near, but encourage one another. So that's what I want to talk about tonight. And you see is that verse, one another, encourage one another, or in verse 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works. So actually that word appears in the Bible, in the New Testament, about 59 times. 59 times we are told something to do. I'm not going to read all of them, but I'm going to read some of them. It says love one another actually appears 16 times. We're told to love one another. We're told to be devoted, honor, live in harmony, build up, be like-minded, accept, admonish, care for, serve, bear, forgive, be patient, be kind and compassionate, speak with psalms, hymns, and spiritual songs, submit, consider, look to the interest, bear with, teach, comfort, encourage, stir up, show hospitality, employ the gifts that God has given us to the benefit of one another, pray for one another, confess our faults to one another, and we are to do these things because we belong to one another. 59 times, and 16 of those says to love one another as something that we're supposed to do. Now, it's estimated about 44% of the New Testament letters deal with how to get along once we are in church. 44% of the New Testament letters. And do you know how much of the New Testament letters deal with the gifts of the Spirit? About 4%. So it seems like this was a problem since the inception of the church, primary church in Acts. People getting together, imperfect people, putting them together, learning how to become perfect for the glory of God. That's always been a problem, and it is today too. So that's why I would like to focus a little bit tonight on. So love, like verse 24 tells us, to stir up, which means to provoke, to encourage. It's a very dynamic word. To stir up to love. It doesn't say stir up to love God. It just says stir up to love. There's only one kind of love. You love God, you love people. There's no other way. If you say that you love God, you love people. See, love, it's only possible in a community. You can't say you love if you're like a monk, somewhere in the top of a mountain, not having encounter with any part of humanity. You might claim that you love, but you never really actually practice that love. You can only practice that love in a community, in fellowship with people. Then when you meet people who are less than perfect, who are people that are different than you. Acts 2:42 tells us, and they devoted themselves to the apostle teaching and the fellowship. It's important in this aspect of the primary church that they did. You see, my coworker at work, he dedicated himself since he was a new believer to the apostle teaching, reading the Bible and listening to sermons, but he was lacking the rest of it, of this verse. Nobody taught him the importance of doing the other part. Romans 15 verse 7 says, therefore welcome one another as Christ has welcomed you. Why? For the glory of God. There is a reason we do church. That's why it's important to continue to come to church, continue to live in fellowship. It's for the glory of God. Welcome one another, accept one another. It's this kind of acceptance that brings glory to God when we accept people graciously, total, unreserved, unprejudiced, forgiving, and freeing kind of acceptance. John 17, verse 21 says, and this is our Lord Jesus' prayer for the disciple and for us coming after. And he found this important to incorporate in that prayer. And he says, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. We want to be witness out there. It starts right here. It says that they all may be one. And it doesn't say they all be one with me. One, us together be one. And then we'll be in the image of Christ. Talks about this fellowship that's supposed to be, this love that's supposed to be between us as a church. And too many times we focus on the differences or on our preferences instead of focusing on what draws us in the same spot, in the same place, in the same worship building. Sometimes we focus on the differences, the language that we use, English, Romanian, young, old, instruments that we use to sing, style of worship, style of preaching. And we leave church instead of encouraging one another in love, in good works, we leave church talking and speaking about what we didn't like about church, things that were not to our liking, because we're trying to make more church in our image instead of making church in His image. Now, coming to church, another one of the pitfalls or mistakes that many times we're doing, it is that we ascribe status in the church based on the organizational performance that we have in the church. We say someone is a good believer because he comes to church regularly, because he's involved in church. But we all know that it's a lot more deeper than that. People can be here coming every Sunday. People can be involved and still be sinners, deep in sin. And we allow, at the same time, to get our identity based on our service in church, not on service to God. So I was talking to my wife, Damaris, and I recently, and I was talking, if you suddenly you lose your voice and you're not singing anymore, who are you in church? Is the gift that you have defining you? Is it your identity? It shouldn't. Christ should be our identity, regardless if you have the gift or you don't. But we allow that to become, and we feel like that's who we are. We feel like we are worshipers, we are preachers, we are ushers, we are missionaries, we are, you name it. And that defines who we are, instead of allowing God to define who we are. So, for the second part of this verse 24, and let us stir up one another to love and good works. That's what I want to encourage you tonight. I talked about love. I talked about the importance of coming to church is where we practice, encourage each other, where we practice this love so the people outside can see that love and turn to God so we can bring glory to God. Now for the next few minutes, I want to focus on the good works part. And initially, I had on my heart to talk about Haiti, the ministry that I've been involved for the past 14, 15 years. But sitting on the bench there, I felt a different need to bring. There are currently in the world more than 7,000 groups that do not have access to the gospel. More than 7,000 people groups, they're called unreached people groups. They do not have access to the Word of God. And these are groups that without help from the outside. That's how they're defined. They will never learn about God. They will never learn about his sacrifice. There are more than 7,000 groups. A group is considered unreached when about 2% of that group's population learns about the gospel. Can you imagine that? With all the access to technology and everything that we have, there are so many people that don't know about God. So my application for my message tonight, it is to, you choose. There is an app, there's a website called Joshua's Project, where you can go and every single day they can send you a people's group to pray for. That's my application for tonight. Let's encourage each other in good works. Let us take a people group, whoever you choose to, and pray for. Pray for this week, that God will lift up, God will bring people to minister to these people, people that will leave their families behind, they will leave their careers behind and go and reach these people, people that will dedicate and send to translate the Bible for these groups. I want to encourage you tonight. There are many, if you go on the church website, different ministries in this church of people involved in missions. Pray for these ministries. Pray for the people involved in this ministry. That's the good works that I'm trying to encourage you tonight. I want to stir you up to do. Pray. Pray for people that need our prayer as believers. Reach out to people and see what they need. If you don't know what to pray, reach out to some of these people involved in ministries, in missions, and ask them what they can pray for. Let us exercise. I'm sure nothing that I told you tonight is new. I'm sure you know all this. I'm sure you heard all this before. It's not new. And I wasn't going to bring you any novelties. Just know that everything that I mentioned tonight, it is biblical, it is scriptural, and it is needed for all of us. May God help us. Amen. Slăvit să fie Domnul. This morning, the worship group sang a song, and it made me think of the fact that there's so many names that can be spoken. There's so many names that could be proclaimed in the name of peace, or maybe in the name of justice. But there is one name that when you proclaim, or when you speak this name, for some reason, the world seems to get offended. And it makes you wonder why. You can talk about the big guy upstairs. You can even say God. But it's interesting that the minute you say Jesus, the world gets offended. They start to look at you funny, and it makes you wonder why. Why is it that happens? And the fact of the matter is that Satan is afraid of the name of Jesus. Satan is afraid for you to speak the name of Jesus over your family, over your community. Tonight we want to sing the same song again, and we want to proclaim the name of Jesus over our families. We want to proclaim the name of Jesus over this church. And we want to proclaim and speak the name of Jesus over our community. Cântați împreună cu noi. Ce vreau e numele Lui. peste orice suflet apăsat. Știu că în prezența ta e pace. Eu zic Iisus, eu voi rosti doar numele lui Iisus, până când tunericul e rupt. Declar aici speranță, libertate. Eu zic Iisus, ești cel puternic, ești cel ce vindeci, ești viață în noi. Rup orice zid greu, aduci lumină și foc în noi. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. From the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, please. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace in his presence. I speak Jesus. Haideți să ne ridicăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni o zi în care acest nume Iisus, în numele Lui se va pleca orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și despre asta vrem să cântăm și noi, în timp ce ne închinăm cu darul de bunăvoie. Slăvit să fie El. May He be praised. Nimeni nu-i ca El. There's none like Him. Nu există nicio persoană în univers ca să se poată asemăna cu El. There's not one like Him in the whole of universe. Și Dumnezeu l-a zugrăvit înaintea noastră, l-a pictat înaintea noastră prin Scriptură. And God portrayed Him before us through the Scriptures. Într-un mod nemaipomenit. In an unbelievable way. Și în această seară, cu ajutorul Domnului, and tonight, with the Lord's help, despre El vreau să vorbesc. We will speak of Him. Și în mod special despre funcția Domnului Isus Hristos ca mare preot. And especially as His function as the great high priest. Dacă în capitolul 7 am descoperit de ce este mare preot, if in the seventh chapter we found out why he was the, or is the great high priest, că Dumnezeu Tatăl s-a jurat să fie mare preot, and that is because God the Father swore that he would be the great high priest, prin jurământ să fie mare preot, and placed him to the oath to be the great high priest. În seara aceasta vreau să vorbesc despre funcția lui ca mare preot. Tonight I would like to speak of his function or his role as great high priest. Și aș vrea să vă rog să ocupați locurile. And I would like to știu că ceea ce fac puțin diferit în concepția noastră românească. I know that what I'm doing is a bit different in our Romanian concept. Dar aș vrea așa cum stați jos să fiți foarte atenți la citire. But as you are seated, I want you to pay very close attention to the reading of the word. Pentru că e foarte important cuvântul cum îl citim. Because it's very important how we read the word. Și mai ales că sunt unii care îi dau picioarele după o săptămână de lucru. And it's probably some here that have a pain in their legs after weeks worth of work. Și s-ar putea în timp ce citesc să zică când mai termină fratele Nelu ca să stăm jos. And maybe while I'm reading they're going to say one word, brother Nelu going to be finished reading so I can be seated. Aș vrea să nu aveți niciun motiv, să nu existe niciun motiv că nu puteți să ascultați ceea ce citesc. I would like to have you no excuse for not listening to everything that I'm reading. Evrei capitolul 8. Hebrews, the 8th chapter. O să citim tot capitolul, are 13 versete. And we'll read the whole chapter, the 13th verse. Și vreau să fiți foarte atenți pentru că e foarte important cum citim și ce citim. And please pay close attention to how we read it. Mai ales că această carte nu e ușoară, e foarte grea. Especially since this book is not an easy one to understand. Pentru că argumentele pe care le aduce cel care a scris cartea aceasta sunt toate vechi testamentale. Because the arguments that the writer of this book brings are Old Testament. Și trebuie înțelese într-un înțeles spiritual și duhovnicesc. And they must be understood in a perfect and in a spiritual way. De aceea aș vrea să fim atenți. That's why let's pay close attention. Cel mai însemnat punct până aici, adică toate argumentele care au fost până aici, so all the points up to here, all the arguments to here, n-au fost atât de însemnate ca și argumentul pe care îl scoate apostolul aici. Was not as important as the arguments that he's going to portray now. De aceea punctul cel mai însemnat al celor spuse până în prezent este că avem un mare preot care s-a așezat în ceruri la dreapta scaunului de domnie al măririi. Ăsta e cel mai însemnat punct. This is the most significant point. Că Hristos este mare preot nu pe pământ, ci în ceruri. Și o să vedem de ce este important ca El să fie în ceruri și nu pe pământ. S-a așezat acolo ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Și acum o să privim Vechiul Testament, pentru că e foarte important ca să vedem imaginea vechi testamentală, ca să o putem privi pe cea din ceruri. Now we'll look at the Old Testament role and so we can really understand what's happening in the one in heaven. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. Asta era obligația preotului. This was the office of the great high priest to bring gifts and sacrifices. De aceea era de trebuință, adică era obligatoriu, so it was obligatory or necessary, ca și celălalt mare preot, adică Domnul Isus Hristos, so that the other high priest, in other words Jesus Christ, să aibă ceva de adus, to have something to offer or to bring. Dacă ar fi pe pământ, el n-ar mai fi preot. If you were not on earth, you would not be a priest. Fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. După poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Și aici vine și spune și argumentează foarte clar. And here comes to clearly argument. Ia seama, i s-a zis. See that you take notice. Să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Și aici se folosește un cuvânt din cartea profetului Ieremia, capitolul 31. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. De ce? Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Wow! Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi. Iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pierire. Așa cum am zis, dragii mei, începând din capitolul 8, capitolul 9 și o parte din capitolul 10, aș vrea să scoatem în evidență funcția Domnului Isus Hristos în cer. În cer. Noi privim totdeauna și ne place să spunem, folosindu-ne de textul din cartea Evrei, și eu deseori repet lucrul acesta, că El trăiește pururea să mijlocească pentru noi. Și slavă Domnului pentru asta. Dar aș vrea să observăm în această seară și începând din această seară câteva mesaje, să vedem care este funcția Domnului Isus Hristos cu adevărat în cer, prin faptul că El trebuie să mijlocească pentru noi. But I would like us to really look at the function or the role of Lord Jesus Christ that He has in heaven as He is interceding for us or on our behalf. Și autorul caută să ne focalizeze atenția asupra celui mai însemnat aspect al întregii demonstrații până acum. And the author here is trying to bring our attention to the most important part of what has been said so far. Și anume marele preot în locurile cerești. And that is the great high priest in heavenly places. Marele preot în locurile cerești. The great high priest in heavenly places. în cortul in the tabernacle, ceresc, făcut nu de om, ci de Dumnezeu. Heavenly tabernacle made not by man, but by God. Tot ce a fost vechi testamental este o imagine a ceea ce este în cer. All that was Old Testamental was a view of what is in heaven. Moise a primit imaginea cerului ca să o aducă jos pe pământ. Moses received the image from heaven so he could bring it and deliver it to the earth. Cu alte cuvinte, ce a făcut Moise pe pământ? In other words, what Moses did on the earth. Dumnezeu avea în vedere să fie în cer. God already perceived that and wanted it to be in heaven. Dar nu făcut de om. But not made by man. Ci de el. But by him. Nu făcut de mână umană. Not made by human hands. Ci făcut de Dumnezeu. But made by God. Marele preot, the great high priest, în Vechiul Testament, in the Old Testament, era garantul legământului. He was the guarantor of the covenant. În sensul că el avea obligația, in the fact that he had the obligation, să aducă pe altar jertfe necurmate, to bring on the altar the sacrifices that were made, prin care se garanta prezența lui Dumnezeu, through which the presence of God was guaranteed, în mijlocul poporului său, in the middle of his people. Însă funcția de căpătâi a marelui preot era legată în primul rând de ziua ispășirii. Duty of the high priest was had to do with the day of atonement. Thank you. Când el intra în locul preasfânt, when he would enter into the holy of holies, ca să capete ispășire pentru popor, pentru națiune. To receive the sacrifice or the atonement for the nation. De aceea autorul epistolei către evrei se concentrează pe această din urmă lucrare. That's why the writer of Hebrews looks at this last deed a lui Hristos ca mare preot după rânduiala lui Melchizedek. Of Christ after the order of Melchizedek. Și el spune orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. Is made to bring gifts and sacrifices to God. De aceea era de trebuință, ca și celălalt mare preot să aducă ceva lui Dumnezeu. To also bring something to God. Adică cu alte cuvinte Dumnezeu spune așa. In other words, with God says this. Eu am făcut o lege pentru Israel. I made a law for Israel. Legea a fost perfectă pentru vremea aceea. The law was perfect for that time. Imediat o să scoatem din Scripturi. In the Scriptures. A fost perfectă. It was perfect. Preoția a fost perfectă pentru vremea aceea. The priesthood was perfect for that time. Pentru momentele acelea, pentru timpul acela. Dacă ei trebuiau să se prezinte înaintea lui Dumnezeu cu ceva, if they had to appear and present themselves before God with something, adică cu jertfele necurmate aduse înaintea lui Dumnezeu, with the sacrifices brought before God, marele preot Isus Hristos, the great high priest Jesus Christ, la fel trebuia să se prezinte și el înaintea lui Dumnezeu cu ceva. He also had to present himself before God bearing something. Cu ce? With what? Bearing what? Și dacă trebuia să se prezinte cu ceva, de ce trebuia să se prezinte? And if he had to present himself bearing something, why? Capitolul 9 scoate în evidență asta și o să ajungem și acolo, dar citez. The ninth chapter will teach us more about this. Aș vrea să citim de la versetul 23 la versetul 26, 9 evrei. Hebrews 9, the 23rd to the 26th verse. Pentru că e foarte important. Spune cuvântul Domnului în felul următor. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta. Trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie, țineți minte, lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Deci cerul avea nevoie să fie curățit. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și cum a intrat? How did he enter? Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată în cer ascultați-mă, în cer. In heaven, he appeared once and for all in heaven. Și s-a arătat în cer. He showed himself, appeared himself in heaven. Cu un scop. With a purpose. În cer, să șteargă păcatul prin jertfa sa. And that is to wipe away sin through his sacrifice. Cum adică în cer? How in heaven? Ce caută păcatul în cer? What does sin have to do up in heaven? Dragii mei, toate păcatele omenirii erau așezate înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le privea. Când preoții, cei din Vechiul Testament, marii preoți făceau ispășirea, este adevărat că oamenii plecau acasă cu conștiința împăcată că sunt iertați. Dar Biblia spune că păcatele nu erau șterse, ci erau trecute doar cu vederea. But they were just looked over. Pe când Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, where Christ, the Son of God, de aceea a luat slujba aceasta prin jurământ, the service through the oath. Pentru că în fața cerului întreg, for because of, in front of whole of heaven, trebuia să îi se șteargă toate păcatele. Man needed to have all of his sins erased. Și nu puteau să fie șterse nici cu sânge de miel, and they could not be erased with a blood of lamb, or with a blood of a goat, or with a blood of a bull, ci cu sângele Fiului. But with the blood of the Holy Son. Binecuvântat să fie El. May he be blessed. Binecuvântat să fie El. May he be blessed. De aceea funcția Domnului Isus Hristos, that's why the role of our Lord Jesus Christ, ca mare preot, este foarte importantă. Is very important. Să înțelegem că ea trebuie să fie făcută în cer, nu pe pământ. For us to understand that it must be accomplished in heaven, not on the earth. După cum marele preot aronic a trebuit să aducă înaintea lui Dumnezeu sânge în urma jertfei care era junghiată, jertfă pentru ispășire, pentru păcatele norodului, tot la fel marele preot după rânduiala lui Melchizedek, the same way the great high priest after the order of Melchizedek, a trebuit să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, had to present himself before God, cu un alt sânge, with a different blood. Și ascultați-mă, and hear me, n-avea cum să fie sânge, it could not be blood, de animal, of animals. Trebuia să fie sânge pur și curat. It had to be pure and holy blood. Și asta era sângele Fiului Său. And this was the blood of his Son. De aceea El s-a prezentat, that's why he presented himself, cu însuși sângele Său, with his own blood. Dacă ar fi fost pe pământ, if they would have been on the earth, am citit în seara aceasta că nici n-ar fi fost preot. We recognize that he wouldn't have even been a priest. Deci dacă Iisus Hristos ar fi rămas pe pământ în lumea noastră, if Jesus Christ would have remained on this earth in our world, El n-ar fi trebuit să mai fie preot și nici nu era preot. He would not have been a priest. De ce? Why? El era Fiul lui Dumnezeu. He was the Son of God. Nici măcar nu era din seminția aronică. He was not from the Aaronic seed. Era din seminția lui Iuda. He was of the tribe of Judah. Despre care Moise nu spune nimic. Of which Moses says nothing. Cu alte cuvinte, dacă Hristos ar fi rămas pe pământ, nu era preot. In other words, if Christ would have remained on this earth, he would not have been priest. Haideți să citim 4 și 5, capitolul 8 din Evrei. Hebrews 4 and 5. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot. Pare ciudat, așa-i? Very interesting, right? Very strange. Fiindcă sunt aici pe pământ cei ce aduc darurile după lege. Since there are priests who offer gifts according to the law. Și uitați-vă ce spune mai departe. And look what it says further on. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. They serve a copy and shadow of the heavenly things. După poruncile primite de Moise de la Dumnezeu. For when Moses was about to erect the tent. Când avea să facă cortul. He was instructed by God. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte, că e perfect. You must follow everything according to the way that it was shown to you on the mountain. Why? Because it was perfect. Și aceste versete au menirea să ne facă să înțelegem că întreaga noastră atenție trebuie să se focalizeze pe lucrarea lui Hristos în cortul ceresc. In the heavenly tent. Pentru că de acolo trebuie să ajungem. Because that's where we must arrive. Fraților, noi acolo trebuie să ajungem. That's where we must arrive. Noi nu suntem din lumea aceasta, suntem de pe pământul acesta. We are not of this world, we are in this world. Dar noi călătorim spre acolo. But we are travelers. Și noi trebuie să ajungem acolo. And we must arrive. Și noi acolo nu putem ajunge oricum. And there we cannot arrive any old fashion. Și marele preot ne va aștepta. But the high priest will wait for us there. Marele preot ne va aștepta. The great high priest will wait for us. Doar prin marele preot vom avea intrare înaintea lui Dumnezeu. Only through the great high priest we will have access into heaven. O slăvit să fie El. Oh, may he be praised. Sunteți aici? Are you here? Binecuvântat să fie El. May he be praised. Deci în lumina textului pe care îl avem, so the light of the text that we have, se afirmă clar și limpede faptul, it really affirms clearly the fact, că nedesăvârșirea, that without imperfection, neputința, with our inabilities, zădărnicia, with our tarrying, sau cusurul legământului din tâi, or the first covenant that was made of the first covenant made, nu trebuie înțelese ca fiind lipsuri. They might not be understood as they were lacking, legate de legământul însuși, tied to the covenant itself, pe care Dumnezeu ar fi trebuit să-l corecteze, which the Lord God had to correct. Ulterior, din pricina unor omisiuni inițiale. Because of some initial omissions. Este adevărat că marele preot aronic era un om supus slăbiciunii, really a man and subject to weakness, din care pricină el a trebuit pentru el mai întâi să aducă jertfe, which is why he first had to bring sacrifice for himself, și apoi pentru norod, and then for the people. Dar tot atât de adevărat este, but still just as true is, că în economia vechiului legământ, that in the economy of the old covenant, au fost mulți preoți. There were many priests. De ce? Why? Pentru că au murit. Because they died. Deci n-a fost numai unul singur, n-a rămas Aaron singurul preot. So it wasn't only Aaron himself that was priest. Dar din ce cauză a murit? Why did he die? Din cauza păcatului, că a fost supus păcatului. Because he was subject to death and to sin. Deci, așa cum spune Scriptura. The way the Scripture tells us. Și atunci, and then, aceste lucruri, nedesăvârșirea legământului, these things that were not perfected under the covenant, este afirmat cât se poate de clar, is affirmed as clearly as possible, în 8, 4 și 5, îl citim încă o dată, in the 8th chapter, the 4th and the 5th verse, which we'll read again. Că nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu ar fi putut, nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu ar fi putut îmbunătăți nimic legat de legământul dintâi. Căci legământul de întâi nu-i lipsea nimic. Nu-i lipsea nimic. There was nothing lacking. Era totul după legea lui Dumnezeu. Everything was according to the law of God. Acest legământ nu trebuia nici reparat, this covenant nici îmbunătățit, did not need to be improved, ci trebuia schimbat. But it had to be replaced. Înlocuit. Replaced. Totul era după legea divină. Everything was after the divine law. A fost dat după porunca lui Dumnezeu. Was given according to the commandment of God. După planurile lui Dumnezeu. According to God's plans. La inaugurarea legământului dintâi, în Exod, spune cuvântul Domnului, in Exodus it tells us in the word of God, totul a fost făcut după cum poruncise Domnul lui Moise. Everything was accomplished according to the way that God commanded Moses. Are confirmarea directă de la Dumnezeu prin coborârea slavei lui Dumnezeu peste cort. And he had direct confirmation from God by God's glory descending on that tabernacle. Coborârea focului din cer. Heavenly fire descending from heaven. Peste oamenii care au dus, over the people that were, foc străin pe altar, that brought fire that was strange on the altar. Core, Datan și Abiram. Core and astea sunt Datan și Abiram. Datan și Abiram. Astea sunt dovezi clare. Astea sunt dovezi clare, these are true evidence, că totul venea de la Dumnezeu perfect. Everything was coming from God was perfect. Pentru perioada aceea. For this period of time. Răscoala lui Core, Datan și Abiram a dat ocazia, when these three rebelled against Moses, it gave the opportunity, confirmării unul al doilea aspect al legământului dintâi. To confirm a second aspect of the covenant that was divine. Și anume slujba preoției. And that was the service of the priest. Că nu putea fi făcut oricum. Because it could not be done any old fashioned. Ăștia erau preoți. These were for the priests. Ăștia au intrat înaintea lui Dumnezeu. These went before God. Se pare că beți. Asta e gândirea mea. Se pare că beți. Possibly drunk. Că imediat după asta vine Moise și spune, out. Because Emilia after this Moses comes and kicks them out. Nu cumva vreun preot să mai pună mâna pe vin. So that not another priest would touch wine again. Și se pare că datorită acestei situații, and it appears that because of this situation, au băut vin, au adus foc străin pe altar. That drank wine and they brought strange fire upon the altar. Răzvrătirea aceasta viza în mod special slujba de mare preot. Looked at the service of the high priest. Cine se poate apropia de Dumnezeu? Who can really then draw close to God? Iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri. Look how you will know that I was sent by God to accomplish these things. Și să lucrez nu după capul meu, a zis Moise. And not to work after my own mind. Cu alte cuvinte, iată care este dovada faptului că nu doar cortul și obiectele din el au fost făcute după dovada ceea ce este în cer, după porunca Domnului, și slujba din cort era făcută tot după porunca lui Dumnezeu, pentru că trebuia să fie o imagine pentru Hristos. Trebuia să fie o imagine pentru Hristos. It had to be an image portraying Christ. Chiar prin toiagul care a înmugurit, even through the rod of Aaron that budded, a dat flori și rod într-o noapte. Flowers and then fruit. Domnul a confirmat, the Lord confirmed, că el a ales, that he chose, lucrarea preoției, the work of the priest. Știți din ce cauză, nu? You know why? S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Deci a trebuit Moise să facă ceea ce a făcut. Pentru că au venit și au zis, Domnule, de ce? Numai pe Aaron l-a ales Dumnezeu? Because why? Did you only choose Aaron to do this? Numai el e preot, mare preot. Putem fi oricare dintre noi. Is he the only one can be high priest? Any of us can be high priest. Și Dumnezeu le demonstrează, and God demonstrates to them, le dovedește că totul este după planul Lui. That everything is according to His plan. Pentru că totul era o imagine a lui Hristos, care urma să se întâmple. Image of Christ that would be revealed. Deci după toate acestea am putea să spunem că orice nedesăvârșire legat de cortul din tâi, cortul întâlnirii, orice nedesăvârșire trebuie pusă pe seama lui Dumnezeu. Any imperfection must be placed on God's account. Ce ziceți? What do you say? Păi el a dat totul, he gave it all, right? El a explicat totul cum trebuie să fie. All, what needed to be. El a arătat lui Moise tot ceea ce trebuie să facă. Și spune Biblia că a făcut în tocmai după cum îi poruncise Domnul. And the word of God tells us that Moses did everything according to the way God commanded it. Dacă Isus Hristos, if Jesus Christ, ar fi pe pământ, would be on the earth, n-ar mai trebuia să fie preot. He would not be a priest. N-ar mai trebui să fie. There would need to be a priest. Pentru că totul a fost perfect după voia lui Dumnezeu. Because everything was perfect according to God's will. Nu mai era nevoie de el. There was no need of him. Totul era perfect după voia lui Dumnezeu. Everything was perfect according to God's will. Preoții aronici, the Aaronic priesthood, cu toată nedesăvârșirea lor, with all of its imperfections, erau totuși potriviți, they were still și îndeajuns pentru tot ceea ce Dumnezeu le-a dat să facă. Able and capable to fulfill all the things that God had called them to do. În cadrul Vechiului Testament, according to the Old Testament, în tot ceea ce a fost Vechi Testamental. De aceea Domnul Isus Hristos a zis, eu n-am venit să stric. That's why the Lord Jesus Christ says, I came not to ruin the law. Eu n-am venit să stric. I came not to demolish it. Ci am venit să împlinesc. To fulfill the law. Dar era altceva în spate. But there was also something else behind it. Deci, nedesăvârșirea legământului din tâi ținea de faptul că, fiind gândit de Dumnezeu, holding on to the thought that it was thought by God, a fost pus de Dumnezeu până la o anumită vreme. Was placed by God with an expiration date, with a time. O vreme de îndreptare până la un moment timp, la un moment dat. A time that would come that would be fulfilled. Și ascultați-mă. And hear me. Și numai pe pământ. And only on the earth. Deci tot ce a fost Vechi Testamental, so everything that was Old Testamental, a fost doar pentru pământ. Was only for the earth. Doar pentru pământ. Only for this on the earth. Nu pentru cer. Not for the heavens. Pentru cer vine altcineva. For the heavens there's something else. Și acesta este Hristosul. And this was Jesus Christ. Pentru că el a venit, because he came, căpătând o slujbă cu atât mai înaltă, receiving such a mandate much greater. Versetul 6 din Evrei 8. Hebrews 8 verse 6. Cu cât legământul arcălui mijlocitor este el, that he is excellent, more, e mai bun. The covenant is better. căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Because it is enacted on better promises. Este așezat pe făgăduințe mai bune. On better promises. Deci legământul dintâi a fost făcut cu respectarea întocmai precizărilor lui Dumnezeu. So the first covenant was accomplished according to God's precise directions. Și totuși Hristos a căpătat o slujbă mai înaltă. And still Christ received a higher mandate. Un legământ mai bun. A better covenant. Și făgăduințe mai bune. And better promises. Și atunci, legat de legământul dintâi, in regards tied to the first covenant, nu era nevoie să fie îmbunătățit. It did not need to be bettered. Și trebuia să fie schimbat. Or improved, but it needed to be changed. Pentru că noul legământ, because the new covenant, era mai bun, was better, avea făgăduințe mai bune, and it had better promises. Slujba lui Hristos, the service of Christ, este mai înaltă fiindcă este făcută, was higher because it was done, într-un loc, in a, unde niciun preot pământean nu a ajuns. A place to which no earthly priest had ever been to. Ca mare preot. As a high priest. Ca mare preot. As a high priest. Legământul este mai bun. The covenant is better. Pentru că este așezat pe făgăduințe mai bune. Because it is placed and based on better promises. Pe făgăduințe mai bune. Better promises. Se pare că făgăduințele mai bune, it appears that the better promises, dau valoarea slujbei lui Hristos. Give value to the service of God, of Christ. Și legământului a cărui slujitor este. And the covenant of which he is or he serves. Acum, termenul în greacă de făgăduințe, știți ce înseamnă? The term in Greek of promises, do you know what it means? Știți cum este tradus? You know how it is translated? Evanghelia. The gospel. Așa este tradus făgăduință. That's how promises is translated. Adică Dumnezeu din cer, in other words, God from heaven, a venit să ne aducă făgăduințe mai bune. Adică a venit să ne aducă promisiuni mai bune, care înseamnă Evanghelia lui Hristos. Better promises which really mean the gospel of Jesus Christ. Astea sunt făgăduințele. These are the promises. Evanghelia care poate schimba viețile oamenilor. The gospel that can change man's life. Că legământul dintâi n-a putut. Because the old covenant could not. Nu putea desăvârși pe nimeni. The first covenant could not perfect anyone. Dar făgăduințele aduse prin Hristos, but the promises brought through Christ, o transformat oamenii. Transformed man. Slăvit să fie El. May he be praised. Despre făgăduințe, in regards to the promises, în cartea aceasta putem găsi mai multe capitole. În capitolul 4, în capitolul 6, în capitolul 9, în capitolul 11. Și toate vorbesc despre făgăduințe mai bune, adică Evanghelie. Capitolul 4, odihna lui Hristos. Intrarea în odihna Lui. Wow! Adică în Hristos, in other words, in Christ, avem parte de odihnă. We have part of rest, or we have rest. Evanghelia este harul lui Dumnezeu pentru noi. The gospel is the grace of God for us. O slăvit să fie El. O may he be praised. Cum am spus, în capitolul 11 se vorbește despre aceasta. As I said, also in the 11th chapter speaks of this. Deci Evanghelia, so the gospel, este vestea bună împlinită în Hristos, is the good news fulfilled in Jesus Christ, care înseamnă făgăduințe mai bune. Which means better promises. Sunt făgăduințele pe care Dumnezeu ne le-a pregătit în Hristos. It's the promises that God prepared for us in Christ Jesus. De schimbarea legământului dintâi, so the changing of the covenant, nu s-a făcut de dragul schimbării. Was not done just for the sake of changing it. Ci a fost pur și simplu făcut prin impunerea, but it was made through the imputation, de cursul acestuia, of this course, datorită venirii lui Hristos în lume, due to Christ coming into our world. Pentru că planul lui Dumnezeu era de fapt ăsta. Because this was really the plan of God. Pentru o vreme Dumnezeu a dat legământul dintâi, for time God gave the first covenant. Însă la împlinirea vremii, yet at the fullness of time, vine Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Christ, the Son of God, comes, să trăiască pe pământ fără păcat, to live on this earth without sin, ispitit fiind și El, tempted like we are, ca și noi, like us, dar fără păcat, but yet without sin, ca în final să se dăruiască ca și miela lui Dumnezeu, that in the end he could offer himself as the Lamb of God, o jertfă desăvârșită. A perfect sacrifice. Și după împlinirea acestei jertfe, Dumnezeu Tatăl God the Father, să-l facă marele preot. To make him the great high priest. Pentru că trebuia să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Because he had to present himself before the Father. Nu cu sânge de animal, not with the blood of animals, ci cu sângele său. But with his own blood. Cu sângele său. With his own blood. Și pentru că a fost ascultător până la capăt, până la moarte. He was obedient to the end, into death. Și încă moarte de cruce. And the death on the cross. Dumnezeu i-a dat un nume mai înalt decât orice nume. God gave him a name that is above every other name. Pentru că în numele lui, so that at the name of Jesus, datorită făgăduințelor mai bune pe care Dumnezeu le aduce prin el, să se plece. So that every knee. Nu obligați. Every knee. Nu obligați. Not obligated. Not obligated. Ci din toată inima, but from our own hearts, de drag, because we love him, cu deschidere, with openness of heart, orice genunchi, every knee, și să poată mărturisi, and to testify, Isus Hristos este Domnul, that Jesus Christ is Lord. Binecuvântat să fie El. May he be praised. De ce? Pentru că are făgăduințe mai bune. Why? Because he has better promises. Are făgăduințe mai bune. He has better promises. Legământul dintâi ar fi fost fără cusur. The first covenant was without fault. N-ar mai fi fost vorba să fie, dacă ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. If you would have been without faults, then you wouldn't need to be replaced with a second. Despre acest cusur s-a vorbit și în capitolul 7. So of these faults is speaking about even in the seventh chapter. Și se va vorbi și în capitolele următoare. And it also speaks in the following chapters. Și o să vedem despre ce cusur este vorba. And we'll talk about the kind of faults that it's speaking of here. În capitolul 7 se precizează că pe de o parte legământul dintâi sau legea, in the seventh chapter we see that really the law or the first covenant se desfințează din pricina neputinței ei, is annulled because of its inability, și zădărniciei ei, căci n-a putut să facă pe nimeni, and its weakness in the fact that it could not. Hai, cât ați fost data trecută aici? N-a putut să facă pe nimeni, it could not make anyone desăvârșit, perfect. De aceea trebuie desfințat. That's why it needed to be annulled. De aceea trebuia să vină Hristos. That's why Christ needed to come. N-a putut să facă pe nimeni desăvârșit. It could not make anyone perfect. Și pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună. And in its place is placed a better hope, prin care, through which, să putem să ne apropiem de Dumnezeu. We can approach God. Și acum ne apropiem de Dumnezeu nu prin marele preot pământean, we approach God not through the earthly priest, ci ne apropiem de Dumnezeu prin marele preot ceresc. But we approach God through the heavenly high priest. M-ați înțeles ce am zis? Do you hear me, brothers? Ne apropiem de Dumnezeu, we approach God, nu prin marele preot aronic, not through the Aaronic priest, care este pământean, which was an earthly priest, că de-ar fi aici, because if you were here, eu trebuie să vin înaintea fratelui meu, marele preot. I would have to come before my brother, the high priest. Și eu când îi spun că vreau să vin înaintea lui Dumnezeu cu păcatele mele, and if I would to tell him that I wanted to come before, el mai întâi se uită la el. He first has to look at himself. Și când se vede pe el, and when he sees himself, mai întâi trebuie să-și rezolve el problema înaintea lui Dumnezeu. His problem before God. El trebuie să-și o rezolve. He has to solve his problem. Și apoi să vină cu ale mele înaintea lui Dumnezeu. And then he can present mine to God. Și ascultați-mă. So hear me. Mie, as far as myself, cugetul mi se curăță. My conscience is clear. Dar păcatul nu-i trecut. But my sin is not erased. Păcatul nu-i șters. My sin is not gone. El stă încă împotriva mea undeva. It still sits there against me. Este trecut doar cu vederea. It is just overlooked. Însă Hristosul marele preot, but yet the Christ, the great high priest, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu Tatăl, himself before the Father, ca să șteargă toate păcatele și mie să-mi deschidă poartă și dumneata să te poți apropia direct de Dumnezeul Sfânt, care este Sfânt, care este Sfânt și nu de trei ori Sfânt, ci este Sfânt în vecii vecilor. Isaia l-a văzut, Isaia l-a auzit strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, și s-a cutremurat și a zis, vai de mine, pentru că am văzut slava lui Dumnezeu, am văzut sfințenia lui Dumnezeu, cum n-am cum să mă apropii de Dumnezeu, mă așteaptă moartea, voi muri. I will die. Toți oamenii vechi testamentari, all the Old Testament people, care au avut ocazia să se întâlnească cu Dumnezeu printr-un înger, to meet God through an angel, sau printr-o ființă cerească, or through a heavenly being, au strigat și au zis, vai de noi, yelled and said, woe is us, vom muri pentru că am văzut pe Domnul. We shall die because we have seen God. Pentru că n-aveau cum. Because they had no way how. Nu exista nicio desăvârșire. There was no perfection. Care să le dea voie să privească la Dumnezeu Tatăl. That would allow them to behold the Heavenly Father. Dar noi acum și aici. Pentru că El este marele preot în cer. Care a stârns păcatele noastre pentru totdeauna. Avem libertatea să privim spre Dumnezeu. To receive and to behold our God. Slăvit să fie El. May He be praised. Slăvit să fie El. May He be praised. Nu mai trebuie să stau la rând. I don't have to wait in line. Și să aștept la rând. And to wait in line. Să vin înaintea lui Dumnezeu. To come before God. Să fie o zi în săptămână în care preotul să fie la biserică. To be a day or a week in which the priest happens to be at church. La ora 3 noaptea să descoperi. God is approachable at 3 in the morning. And allows me to behold Him and to enter His presence. Because of the great high priest Jesus Christ, the Son of God. Ești pe mașină, nu trebuie să ajungi la biserică. If you're in the car, you don't have to wait till you get to the car. It's important to be here. As we heard Brother Răzvan say. Dar dacă ești pe mașină, but if you're in your car, dacă ești în spital, if you're in the hospital, dacă ești nu știu unde într-o pădure, if you don't know where we may be in the forest, când îți înalți privirile spre El, when you raise your eyes towards heaven, you have Him, the great high priest, la orice oră, în orice loc, at any moment, at every time, at any occasion, and He intercedes for you. Aceea funcția lui este importantă. That's why His role is so important. Că n-are de-a face cu pământul. It has nothing to do with the earth. Are de-a face cu pământul din pricina bisericii. It has to do with the earth because of the church that is on the earth. Spre noi. And that He looks down upon us. Pentru că ne are în vedere. Because He has us in His sight. Vrea să ne curățească, să fim curați. To cleanse us and make us pure and holy. Are de-a face cu cerul. But it has to do with the heavens. Pentru că El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Because I go to prepare a place for you, He said. Acolo unde sunt eu să fiți voi. That where I am, there you may be also. Ascultă-mă, n-ai cum să intri înaintea lui Dumnezeu decât printr-un mare preot. Și Hristosul a fost făcut mare preot pentru noi. Când vom ajunge la poartă să intrăm acolo, Hristos ne va întâmpina. El, marele preot. De important este funcția lui în cer. Look how important His role is in the heavens. Nu are de-a face cu pământul. It has nothing to do with the earth. Are de-a face cu noi când vom ajunge acolo. When we shall arrive there. El este cu noi. He is with us. El este în noi. He is in us. Din pricina Duhului Său cel Sfânt. Because of His Holy Spirit. A adus un legământ mai bun. He brought a better covenant. Mai bun decât primul. Better than the first. Și iată care e legământul. Și iată care e legământul. And look at which covenant. Voi pune legile mele. I will put my laws. Voi așeza legile mele. I will place my laws. În mintea lor. In their minds. Și nu e nevoie de marele preot să vină să-ți explice. And there is no need for the great high priest. Atunci când vei fi afară, când vei fi în câmp, când vei fi pe drum. When you may be wherever you may be in the field or on the road. Legile lui Dumnezeu. The laws of God. Vor fi aduse în mintea ta din pricina Duhului care e în tine. Because of the spirit that is in him. Pentru că Duhul Sfânt este în tine. The Holy Spirit is in you. To remind you of the words of Christ. Ca să scoată la nivelul minții tale, să spună lumina în fața ochilor, când minciuna va sta în fața ta, legea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt va striga la nivelul minții și conștiinței tale. Tu n-ai voie să faci asta, pentru că aparții cerului. Asta e lucrarea sfințeniei în noi. This is the work of sanctification in us. Legile lui Dumnezeu lucrează sfințirea în noi. The laws of God work holiness in us. Duhul Sfânt ia cuvântul lui și îl pune în noi. The Holy Spirit takes the word and places that in us. Nu numai că îl așează în minte, îl scrie în inimile noastre. But also writes it in our hearts. Și de ar veni prigonirea, biserica lui Hristos rămâne în picioare. That the church would remain standing, taking the word, and if they should burn it. The laws are written on the table, fleshly tables of our hearts. sunt valabile. And they're valid. Și au rămas valabile. And they will remain valid. Dacă în trecut oamenii au încercat să distrugă biserica. Times of old people tried to destroy the church. Au luat cărțile și le-au ars în foc. They took the books and burnt them with fire. Nu știu cum, dar au apărut dintr-o dată din nou. I don't know how, but they all of a sudden reappeared. Why? Because they were written on the fleshly tables of people's hearts. Că ăsta e legământul lui Dumnezeu. Because this is the covenant of God. Asta e ce-a zis Dumnezeu și ce-a spus Dumnezeu se împlinește. This is what God said and it will come to pass. Și apoi cuvântul Domnului continuă și spune, e mai bun legământul. And the word of God continues and says, pentru că eu voi fi Dumnezeul lor. In the covenant, because I will be their God. Și ei vor fi poporul meu. And they will be my people. Hallelujah. Suntem ai lui. We are His. Și ascultați-mă. And hear me. Dacă lumea ne urăște, if the world hates us, nu ne urăște pentru că suntem oameni, they don't hate us because we are people, aparținem lui. But they hate us because we belong to Him. Chipul lui se vede în noi. His image is borne out by us. Din pricina legilor care sunt puse în minte și în inimă. That are placed in our minds and in our hearts. De-aia ne urăște. That's why the world hates us. Pentru că suntem oamenii care reprezentăm pe Hristos. Because we are the people that represent Christ. Tot infernul și toată coarda diavolului. And the whole of hell. Va încerca să lupte împotriva noi. Will try to fight against us. Să lupte împotriva lui Hristos. And fight against Christ. Că de fapt el e cel care. Because really he is the one. Este țintit de diavolul. That is targeted by the devil. Și mulțumim lui Dumnezeu. But we thank God. Că e cu noi. That He is with us. E cu noi. He is with us. Ei vor fi ai mei. They will be my people. Eu voi fi Dumnezeul lor. I will be their God. Oh, slăvit să fie. Oh, may He be praised. Slăvit să fie. May He be praised. Avem un Dumnezeu viu. We have a live God. Avem un Dumnezeu real. A living God, a real God. Avem un Dumnezeu care este cu noi pe câmp. A God that is with us in the field. Avem un Dumnezeu care este cu noi în mașină. A God that is with us in our car. Avem un Dumnezeu care este cu noi pretutindeni. A God that is with us anywhere. Pentru că El este Dumnezeul nostru. Because He is our God. Timpul a trecut. The time has passed. Mai sunt și celelalte, le continuăm data viitoare. There's others and we'll continue from there next time. Vreau să-i mulțumim, dragi. But let's come before the Lord and thank Him. Să venim înaintea lui și sincer să-i mulțumim. Let's come before Him sincerely to thank Him. Pe care o are în cer. For what He has accomplished for us in the heavens. Funcția pe care o are în cer. And the role that He has in heaven. Să vedem și în capitolul 9. And we'll see in the 9th chapter. Cât important este să fie în cer Hristos. How important it is that Christ is in heaven as the great high priest. Pentru că urmează să fim cu El. Because we shall be there with Him. Urmează să fim cu El. In time we shall be there with Him. Urmează să fim cu El. We shall be there with Him soon. Binecuvântat să fie numele Domnului. May He be praised and His name be blessed. Și din pricina marelui nostru preot. And because of our great high priest. Oh, avem trecere în fața marelui suveran. We have an open door before the great sovereign. Dumnezeul nostru. Our God. Slăvit să fie. May He be blessed. Haideți să ne ridicăm în picioare să ne mulțumim. Let's all stand and thank the Lord.